Ciao, ciufuliților! Mă aflu în sala de așteptare a unui salon la mine în zonă. O încăpere, după cum se vede, destul de mică, specifică cartierilor. Am o grămadă de programări astăzi. Am venit să fac buzele și în scurt timp urmează să intru la un masaj de relaxare făcut de un hândrălău din Africa, din Chad. Bineînțeles că după acest masaj de relaxare nu o să mă mulțumesc doar cu atât și o să fac și o saună. Vreau să am pachetul complet astăzi. Și între timp, mi-am comandat și de mâncare pentru că m-a lovit foamea. Mi-am comandat de la restaurantul Casa Iris și când a venit domnul cu pachetul, am avut impresia că este interpretul Mățu Stoian. Era cărunt și cu mustață și se făstâcea și se căuta prin toate buzunarele să-mi dea rest 4 lei. I-am lăsat fie de la mine, dar cum se face că toți care se livrează acasă niciodată nu au să-mi dea restul? O să vedem acum ce mâncare mi-au adus. Nu mi-am comandat niciodată și sper să fie o mâncare pe placul meu. Mi-am comandat pe lângă și o bere Paluș-ul lui Ștefan, în premieră cu un restaurant pe care nu l-am, de la care nu am mâncat niciodată, și o bere pe care încă nu am băut-o niciodată. E ceva nou. Paluș-ul e pe gustul tău? Întotdeauna. Să vedem aici, avem niște sosuri. Ce am vrea să menționez, cei de la Casa Iris au uitat să-mi pună tacâmuri. Nu știu cum, dar a trebuit să folosesc tacâmurile care le-am găsit pe aici, frântite, de la un alt restaurant, de la o altă comandă. Să vedem dacă avem aici lingură. Din păcate nu putem gusta supa, că avem doar cuțit și furculiță. Cred că renunțăm la supă pentru că nici nu putem să o deschidem. Soarbe-o. Păi o sorb, dar nu pot să o deschid. Cameraman. Stai că-l chem pe administrator, încearcă altceva. Abandonăm această supă care este atât de bine sigilată încât nu putem să ajungem la conținut și să vedem această salată. Miroase a vară, a castraveți. Tacâmurile pe care le-am găsit și acum hai să vedem și sosul. Mamă, ce miroase a usturoi! Aoleu, că am dat și pe mine. Brânză feta. O tonă de castraveți. Roșii. Măsline. Câteva rătăcite. Bună salată, dar nu wow. Mă așteptam la ceva mai bun. Avem și niște frunze de salată verde. Roșiile sunt din acelea care nu prea au nu știu ce gust. Cam fade. Într-adevăr, dressingul acesta de usturoi condimentează și dă un pic de savoare salate care altfel ar fi total foarte fadă. Și sincer, nici condimente nu prea are, nu se simte că ar avea un dressing, adică mă refer un ulei, un oțet, sare, piper, nici pe departe. E ok, dar nu e vreodată salata asta. O pun deoparte
pentru că nu prea m-a convins și încerc să văd ce mi-a mai pus în pachet. Ne înghesuim pe toate. În această caserolă avem un pește. Nu știu oare ce pește fie este atât de mic. Mi se pare un pic cam pitic. Crap. Crapcică. N-am mai văzut un crap atât de mic. Și niște mămăligă. O cam fost mazilit după față. Ai văzut ce mocare? Mămăliga asta, nu știu ce o să fac, dar cred că și aș reuși să fac mai bună. E cam mediocră. Văd că a lăsat niște apă. De ce ar lăsa mămăliga niște apă? Sau vrea să fie un sos de pește? Nu-mi dau seama. Peștele ăsta săracu are un aspect ușor trist. E mic, e chircit, i-au tăiat și coada. Poate că suferea de vreo boală și a ajuns cumva săracu gătit într-o farfurie amărâtă. O să încerc să gust puțin din carnea lui, dacă reușesc. Aoleo, plin de oase, n-aș vrea să mor în timp ce filmăm. O să încerc să-l pun deoparte, probabil că dacă e peștele ăsta plin de oase, o să ia multe ore până să reușesc să-l termin de mâncat. Sec. N-are un mușdei deasupra, are un gust destul de puternic de pește. Nu sunt, până acum nu sunt încântată deloc. Mai de capul meu. Abandonăm și acest preparat pentru mai târziu. Momentan nu avem răbdare să-l consumăm. Îmi dă cu virgulă să vedem ciorba de perișoare. Am un pic emoții, ținând cont că primele două preparate nu au fost grozave. Aoleu, miroase a brânză. Priviți aici, nu știu ce e această carne crescută, un pic cam deschisă la culoare, cam spălăcită. Ganglion. Nu știu dacă în lipoamele astea mi-ar veni să gust. O să gust niște legume. Are mult ulei, are gust destul de puternic de ulei. Sincer, am mâncat la o grămadă de restaurante în oraș sau unde am mâncat în afara orașului, prin țară, și este o ciorbă destul de proastă. Mie cel puțin nu seamănă nici cu cea făcută de mama în casă, care are total gust diferit cea de perișoare. Dacă simți nevoia să mănânci ceva cald, să zici că îți pierzi timpul cu ea. Dar sunt total dezamăgită până acum. Niciunul dintre preparate nu au fost foarte bun. O pun deoparte. Sunt sigură că și ultimul preparat care mi l-au pus în sacoșa asta nu va fi mai răsărit. Aici avem un gulaș. Sau poate avem mai mult noroc la sfârșit. Avem un gulaș care arată, la prima vedere arată bine. Văd niște verdeață presărată deasupra. Miroase bine, se simte așa miros puternic de cartofi. Dar să vedem cum e carnea. Ăsta e cel mai bun. Categorie. Parcă ușor picant. Carne e foarte... E carne de vită. Carne e foarte bună. E fiartă bine, e moale, nu e ațoasă, e fragedă. Se mestecă ușor, se topește în gură, parcă. Cartofiul se ia și un cartof. În descriere zice că e la cea 1. Cartoful e bun. Sosul ăsta e bun. Și verdeața. Deci ăsta cred că, sincer, e cel mai bun preparat din toată sacoșa asta. Și picant. Deci gulașul de la el este chiar bun. Salata aceea merge. De la el, de la cine? De la casa Iris. Iris. Dar gulașul numărul 1, salata așa numărul 2,
ciorba departe de ceea ce ar trebui să fie o ciorbă de perișoare, nici nu se aseamănă, n-are niciun gust. Dacă te pune cineva și nu știi ce ți-ai comandat, nici nu poți să dai seama ce supă ciorbă e. Zici că e făcută de un tirist. Zici că e făcută de un tirist și nu știi unde să o încadrezi. Nu are nimic, un gust să fie aromată, parfumată, așa poșică. Cum știu eu, că e o tradițională ciorbă de perișoare. N-are nicio treabă cu titulatura asta. Iar peștele acelea e un pește amărât, pricăjit. Gustul de pește s-a impregnat și în mămăliga aia care e un pic uscată. Mai era și niște zeamă care nu știu dacă e zeamă de la mămăligă sau de la pește, deci preparatul ăla este un eșec total. Dar ăsta ultimul este cel care e pește totuși. După cum arată, îmi dau seama dacă chiar e deghizat sau e o fi vreun fel de pește. În orice caz, nu cred că e ceea ce scrie în meniu. Mai avem un sos care acum îl identific și, sincer, nu știu peste ce se pune. Cred că este sosul care se pune peste pește. Acum realizez. Posibil că atunci preparatul pe bază de pește și mămăligă să fie mai acceptabil, dar așa natural cum este fără să pun sosul ăsta, nu-i deloc grozav. Lingura de unde ai? Lingura am găsit-o fetele de la salon din bucătărie și și-au făcut milă de mine și mi-au dat o lingură. Cum îți speli gura? Cu berea care încă n-am fost capabilă să o deschid, o să rog pe negroteul de la masaj. Wow, ce aromă! Este extraordinară berea asta, doar o gură am luat și deja mi-a plăcut. Parcă are gust, cum făcea mama în copilărie, suc de trandafiri. O bere, nu-mi dau seama exact, pentru că nu văd acum ce scrie pe etichetă, e atât de mic scris și eu sunt ușor clară, nu văd. Dar aș zice că e aromă de trandafir. Lămâie. Vă las să descoperiți voi și să-mi spuneți ce aromă a fost. Deci buchetul e exotic. Floral. Are un gust foarte fain. Foarte aromată. Deci e prima oară când beau și îmi place maxim de mult. Foarte bună. Deci paloșul e aromat. Putem să spunem că paloșul e aromat. Recomand. Cu încredere. Pe fănel. Și pe fănel. Fănică. Și pe fărică. Câte grade are? Îmi spuneți voi.